Da. Sigur. Ja. Mara a ieșit din operație. Cine a venit? Luna. A venit și Luna. Bravo, fetița. Și au vomitat pe lângă pădure. Pentru că de ce nu? Să te trag de acolo, că deja te-ai așezat în pipi. Te-ai așezat în pișucu. Bine că nu te-ai dus pe covor, că de aici al curăți-o frumos. Salutare, prieteni! Astăzi este o zi interesantă, dar și destul de tristă pentru animaluțele noastre. Missy, Luna și Mara vor merge astăzi. Le voi duce, de fapt. Le voi duce la sterilizat. Și am adus-o pe Missy în casă. I-am făcut o păiță, dar de-abia am găsit-o dimineață. Parcă simțea că ceva nu va fi bine. Era foarte speriată. Am adus-o în casă, i-am făcut o băiță și acum stă cu copilașii. Am și verificat-o să nu mai aibă pureci. I-am pus picături din alea speciale cu vreo 2 luni în urmă, deci încă își au efectul. M-am uitat, nu avea niciun puricuț prin blăniță. S-o mai liniștit acum, e în mediul ei cu copilașii, îi place foarte mult. Și s-o mai și uscat, că a fost tare friguț. Nu așa de mult, că încă mai... Încă mai e un pic udă, da? Nu, nu tare. O, iubirea mică! Am spălat-o pe Missy, urmează Luna și Mara. Le facem o băiță să mergem curate la... O aduce pe Luna în casă? Da, o aduc la pana, la spălat. Ok, și după aia o scoți afară? Da. Ok, pe Mara să nu. Să nu? Ce? Să nu scoți. Bine. Da, mami, dar vreau să o las și pe Luna un pic. Bine, o las și pe Luna un pic, până o spăl, până o usc. Mă duc și după Luna. M-a dus-o Daniela aici sus și o să o iau și o să o duc la baie să vedem cum o să reușesc pe ea. Nu cred că am spălat-o vreodată, ea e câinele de afară. Luna, vii la băiță! Da, n-ai mai văzut unde este. Hop! Gata! Stai acolo, stai. Cu mâine limpezim. Am reușit să o spăl un pic. S-o cam agitat. Luna! Betuca de fil! Ce spui tu? Îi rog? Luna, ești frumoasă acum. Totu-i păr acum, acoperit de păr. Fetița. Miri afară? Miri? Ia. Hai să vedem cine așteaptă aici. Du-te mai acolo. Treci în baie. Treci la baie. Treci la baie. Mara, ce cu cine? Ce vrei? Vrei scarpinata? Vrei scarpinata? Am porunci scarpinatura! Vai, cât poți fi de grasă! N-o să nu mai văd pui de la tine, că m-am urât! Vai! Ce faci? Citești la Missy? Păi am citit despre leu, despre ăsta. Surorile ei, neamurile ei. Da. Ăsta seamănă ea. S-a uitat în carte? Da, îi place. Îi place să asculte.
Eu uite, nu prea să uite, da? Secretul pisicilor. Te scarpi la gât și e gata de ele. Încep să cânte. Da. Hai, Sara. Treci pe cobor. Uite pe cobor. Dar așa, să se vadă că știu și aspira, nu numai cota de capre și de alte animale. Missy, ești pregătită, Missy? Ești pregătită, fetița? Da? Mara? Tu? Ești pregătită? Domnișoară, tu ești pregătită? Da. Nu sunt pregătită pentru Missy. Nu? De ce nu? Uite și pe cotoronța asta mică. Ești pregătită, Luna? Gata, de cine? Tu nu știi ce boaie ai. Ce-mi faceți, oameni buni? Porni la drum. Avem acolo o fetiță cu o pisicuță și un cățeluș în spate. Și o mai avem și pe Mara. Stă cu minte, ea e obișnuită cu mașina aia să o mai plimba de-a Luna. Ultima dată când am dus-o cu mașina, am dus-o la vaccinat. Toată mașina a umplut-o de vomă. Deci ea are rău de mașină și am evitat să o mai plimbăm. Și acum am emoții, am legat-o acolo din scurt să stea jos. Nu prea stă, ba, stă acum jos. Nu mai văd, e acolo. Cred că s-o așezat, așa-i? Stă așa. Atât ai, tot ieșim din sat, oprim filmarea. Am ajuns la locație, foarte cu greu. Pe Mara n-am mai avut lesă, ca norocul la Luna am avut. Mergem înăuntru și le lăsăm aici. Ducem și pe Misilica. Ești pregătită, iubito? Ești pregătită? Noi uitorim cu minte. Mara a ieșit din operație. Iubirica, mica, și revine fetița. Și revine fetița. Da. Supărată fetița. Nu zic că strece. Să vezi ce repede strece. Dar sigur. Luna și Missy încă se trezesc. Încă mai avem de așteptat cu Luna și cu Missy. Uite cine a venit, Aițuca. Cine a venit? Luna. A venit și Luna. Bravo, fetița. Vă cu minte. Bravo, ești cu minte. Șez acolo cu... Șez. Și Mara își revine încetuc. Tremurăm un picuț. Bravo, Luna, șez acolo cu. Șez. Șez acolo cu. În spate am pus o păturică să fie în caz de nevoie. Bineînțeles, cu scurma cu piciorile și-o dat-o la o parte și o vomitat pe lângă pătură. Pentru că de ce nu? Am sosit acasă. Bineînțeles că ne-am apucat de treabă. Pătura haine. Dar am zis să vă fac un update cu Missy, care e în căsucă și se simte destul de amețită. Pun în păturică. În păturică, mi-e ducat de tine. Haide. Uite, Ciuca. Uite, Ciuca. Op. Acolo am făcut loc și ori la ea. Să stea liniștită, să ne vadă, să ne audă și să rămână calmă și liniștită. Așa, Missy, tu te simți mai molișită, bituca de tine. Mi-a tras și o vom aici pe canapea.
Dar am spălat-o, bineînțeles. Nu am putut-o lăsa așa, am dezinfectat acolo cu ceva soluție. Și merg mai departe la treabă, că avem atâtea de făcut. Și a fost o zi așa de agitată și aglomerată, dar trebuie să le facem pe toate, că sunt a noastre și trebuie făcute. Misi! O, pietucă! I-am dat un pic de apă cu... I-am pus în boluț. Apică, dar nu vreau să bea. I-am pus un pic în seringă și i-am dat un pic cât să-și umezească un pic curița. Așa, iubirică. Aici așa niște operația. Nu-i mare și nu-i grozavă, dar... Stai, iubito, stai, nu te mișca. Probabil că se simte amețită. Așa-i, mămică, am ajuns acasă, suntem bine, cățelele-s foarte bine, nu se simte că o pățâtele ceva. Ele sunt foarte ok. Nu prea încântate. Îi place, miroase bine, dar la cât e de amețită. Am lăsat și un premiu aici. O știu de unde e locul litierei, că noi aici o puneam de obicei când o stat în casă și aici o venit ea să-și facă nevoile. Hai să te trag de acolo, că deja te-ai așezat în pipi. Te-ai așezat în pișucu. Bine că nu te-ai dus pe covor, că de aici îl curăți-o frumos. Da, da, dar nu-mi milosi amul și te pune să scormonești acolo, că nu mă-l împrăști peste tot. Nu, îl miroși dacă vrei și atât. Lasă că-l curăț eu. Îl curăț eu. Bine că ai făcut. Bine că ai făcut. Da, iubirică mică. Curăță mama de acolo. Curăță voi. Pic de mâncărică din aia ar place ei. Marea e plină de viață, un pic să plânge, dar în rest e ok, am scos-o un pic la plimbare, să-și facă un pic de mișcare, s-o pus să mănânce planta din asta care știu că când e ceva neregulă, ea mănâncă frunză din asta. Hai să vedem, Marea, cum ești tu? Să te vadă, mama. Să te vadă, mama. Cum e, fetița? E bine, fetița, da, un pic, ce doare, știu. Dar lasă că strece. Strece, fetița, hai. Hai să merem la plimbare. Deci ai zișorii pasc, fericiți. Și Mara au venit cu noi de data asta la plimbare. Să iasă, să se plimbe și să o țipa pe jos. Cineva să o țipa pe jos. Pate cu burta în sus și îmi spune, mă doare aici. Iubește-mă, scarpină-mă, că aici mă doare. Hai să merem. Merem după capre sau te pun aici să stai? Te pun aici să stai. Tu ești mecheră de te las fără lesă. Tu ești gata de tine. Te duci la plimbare. Te duci la vecini. Am zis că o las, că să simte rău. Și e să simte șmecheră, nu rău. Hai încoace! Treci aici, Mara! Treci aici! Treci aici! De ce ai plecat de acolo? De ce ai plecat? Hai voie! Bagă capul la cutie! Hai! Da, nu-ți fie frică. Nu-ți face nimic.